Nici o sărbătoare în lume nu are mai frumos nume ca nașterea lui Hristos. În viflaimul frumos, că la viflaim Maria, săvârșind călătoria, a născut fiul ușor al lumii mântuitor. Dar popoarele păgâne, care nu vor să se închine pe Iisus, l-au judecat prin mâinile lui Pilat. Multe mame și orfani au rămas de atâția ani fără niciun ajutor și pustie casa lor. Mulți copii lași mai întreabă, unde-i tata, mamă dragă? Oare mâine ce-o mânca? Și cu ce ne-o îmbrăca? Mamă, casa noastră-i goală, tăticul nu se mai scoală. Mama atunci începe a plânge pe copii în brațe-i strânge. Atunci mamei vin în minte ale lui Iisus cuvinte și le spune cu durere: mai avem o mângâiere și ne spune cu durere: mai avem o mângâiere.